Noi ne-am mutat într-o casă nouă și sunt sigur că sunt mulți dintre voi care sunteți curioși. Oare cum arată casa noastră nouă? Eu cred că aceasta este cea mai bună casă din care noi am trăit până acum. Și abia aștept să vă arăt. Deci, să începem cu începutul. Aceasta este casa noastră. Așa arată din afară. Da, aici este garajul pe care vi-l arătăm mai târziu. Dar ne ridicăm la intrare pe aici, pe scări. Haideți! Să intrăm, să intrăm! Avem un antreu așa, mie foarte tare îmi place că nu s-a tăiat prea mult în spațiu și s-au pus așa un perete din scânduri de acestea. Foarte frumos! Aici este un dulap în care noi punem încălțămintea și scurtele. Așa. Acesta este living-ul. Și bucătăria. Care iarăși nu este separat printr-un perete și asta ne dă un spațiu mult mai larg. Așa. Mie tare îmi place că aici sunt așa scaunele, parcă la un bar. Așa. Super. Hai să începem de aici. Să începem de la un început. Aici este plita. Este plită inductivă pe care nu poți să pui oricare cratiță. Doar cratițe speciale. Și la început ne-a fost cam greu, nu le-am avut și a trebuit să le cumpărăm. Avem o hotă foarte mare, cred că este cea mai mare hotă de care adică noi ne-am folosit până acum. Așa. Ești un robinet? Da. Care să nu testi. Dar chiar în mijlocul spațiului de gătit și de mâncat. Foarte fain. Și avem o microundă. Iată așa. Și... Op. Un cuptor, un cuptor, da. Așa? Și o mașină de spălat. Mașină de spălat vasele, mai mare decât cea precedentă. Și avem foarte, foarte, foarte multe durate. Care sunt incorporate și sunt așa ascunse, de parcă sunt pereți. Și asta ne place foarte mult, că toate lucrurile sunt ascunse undeva și spațiul este liber. Și sunt și aici duraturi. Așa. Și aici este frigiderul. În care nu aveam acum prea multe. Și mergem mai departe. Da. Aici este o canapea colț, pentru ca să putem să stăm la un televizor mare, care este Smart TV, cei și nouă ne lipsea cumva. Da. Putem să intrăm și pe internet, și pe YouTube, și să privim multe lucruri interesante la el. Da. Și un loc foarte confortabil. Și o masă care noi am cumpărat singuri și mi-e place că aici putem să punem pernuțele. Și e foarte comod. Pot să dorm chiar. Deci cu acest nivel, aproape că am terminat, vreau mai întâi să vă arăt încă 3 lucruri. Haideți să începem cu afară. Ce avem noi afară aici? Avem un spațiu destul de ok, așa lărgut, în care am putut să punem mai multe lucruri. Aici așa de aia uscat încălțămintea, hainele. Aici așa avem niște ghiveciuri mari în care vrem să punem ceva, niște flori interesante. Avem un leagă și o trambulină pe care ați mai văzut-o în filmulețele precedente. Și noi întotdeauna ieșim și sărim în fiecare zi. Și fiilor, ca să le fie mai comod să se ridice, le-am cumpărat o scăriță așa. Nu, nu aveam până acum. Da. Acesta este... da să vă arăt. Chestia asta de sus nu este pentru că bolturile acelea care aici se asamblează, toată, nu știu cum se zic, acoperișul acesta, ele erau foarte scurte și trebuie să ajung la metro ca să mi le schimbe pe unele mai lungi. Așa, e bine, fetelor? Da! Să mergem mai departe, că este, house-ul nostru nu se termină aici. Da! Deci vă spuneam despre 3 lucruri pe care vreau să vi le arăt înainte de a merge la alt nivel. Sau la nivelul 2. Aici avem o baie micuță. Mine. Iată așa, un WC și... Mine. Este mine. Așa, dar și colabor micuț. Asta e al doilea lucru. Și al treilea lucru care se află la un nivel mai jos.
asta îl văd că sunt toată lucrurile, aveam foarte mult lucruri aici de arătare. Coborâți mai jos, mai jos, mai jos. Deci... Fetele vă prezintă, Budaia. Aici noi spălăm hainele papucii și punem hainele și papucii la spălat. Avem și mături și... Toate lucrurile de făcut curat, de igienizare, le putem pune aici și tare mult ne place că sunt rafturi. Este foarte comod să aranjezi toate lucrurile. Da. Și garajul despre care v-am vorbit mai devreme, poți să vi-l arăt chiar acum. Haideți! Este un garaj foarte spațios și cred că dacă aș dori tare, ar încăpia încă o mașină, pentru că o dau asta până în spate și mai să luăm încă o mașină. Aici sunt diferite lucruri. Bicicletele noastre, da. Și bagajele noastre. Și aici sunt diferite lucruri, aici trebuie să mai fac încă o puțină ordine. Rafturi iar și avem ceea ce este foarte comod de a aranja lucrurile. Avem un lavoar și o odaie secretă. Și o brera mea. Este o mică baie cu un pisoar. Odaie secretă. Ce fel de ouă e acolo? Și Melissa vrea să se uite. Gata, Melissa. Da. Pa, pa. Gata. Mergem la următorul nivel. Dar cine acolo nu s-a abonat? Da. Abonați-vă-i! Și abonați-vă chiar acum! Da, se pune la clopoțel. Apăsați clopoțelul! Da! Și gata, scuță mai departe, mai departe, mai departe! Dar îmi place că aici este așa sticlă. Ca să nu cădem jos. Așa e? Da. Scările care le avem, scările care le avem, sunt foarte interesante. Se nu au balustradă. Și sticlă ca să nu cădem. Și prin asta ele sunt neobișnuite. Foarte frumos. Poți să vezi cine se urcă pe scări. Aici. Vă așteptăm aici. Deci, aici avem trei odăi. Și vom începe cu cea din stânga. Ce este aici, fetele? Aici este casa părinților, patrulor, masă de lucru, mănica, tot un televizor, o comodă. Tot este smart. Și aici, asta nu este un club simplu, asta e o garderobă ascunsă. Așa, unde avem? Unde pune umerașele și rafturi pentru alte haine. Și Melissa tare iubește să ascundă-s aici. Da, puiu! Eu nu știu de asta, abia ne-am mutat, așa că mai am încât de aflat multe secrete din partea fățului. Și aici un balcon. Și noi vedem aici trampolina! E foarte super! Haideți să intrăm! Melissa, rămâi acolo? Nu! Următoarea cameră este baia. Aici este lavoarul, care este foarte mare și este foarte comod. Asta e. Aici încape pe masă aceasta toate lucrurile de care avem nevoie și chiar dacă ne pare cam puțin spațiu, avem și sertare în care mai depozităm diferite alte lucruri. Când ne-am mutat, eu nu ne-am observat. Mă gândeam că asta este o masă simplă și asta pereți. Așa. Un duș care este foarte comod și de așa efectul ploii, aș zice. N-am făcut un video în el. Cine a văzut, scrie în comentarii. Cu 100 de butoane. A fost tare. Da. Așa că cine l-a văzut, uitați-vă. Și cea mai deja tronul. Tronul. Și cu noi. Mergem mai departe, pentru că ceea ce se află acolo, Boșa, este mega interesant. Noi acolo e camera noastră! Ta-da! Niciodată cu Melissa n-am avut pat cu două etaje. Și când ne-am dat, a apărut și... Ta-da! Deci, mergem mai departe. Hop! Aici avem încă un balcon. Casa asta e plină cu balcoane. Aici, da, curtea. Și noi de aici am început videoclipul. De acolo, de jos. Da. Hai să intrăm. Înapoi.
A, și cum și în living și în camera părinților, noi avem tot un televizor și uneori înainte de culcare ne uităm cum e Liza. Și iarăși, cei ce ați reușit să observați, toate dulapurile sunt incorporate de parcă ar fi un perete. Asta e foarte comod în orice casă pentru a depozita lucrurile pe care vrei să le ascunzi cumva. Da, și are așa o formă. Tiu, 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 tiu. Pentru că acolo este o scară. Ia primit sus. Aaaa? Haideți să ne urmăm! Ne ridicăm? Haideți! Fetele? De la mic la mare! Să vă arătăm prima locație! Haideți să începem de acolo, fetele, au început. Asta e locația noastră de joacă. Aici sunt toate jucăriile. Și slime-uri! Și slime-uri. Un covor pe care noi cu Melissa să ne jucăm. De când toate jucăriile să fie îmbrășteate prin casă, vor fi de una aici. În lăzile acestea. Aici, apropo, este cam periculos. Este foarte înalt și cineva ar putea să cadă. Noi vrem să facem o construcție cu o plasă din funie ca să nu cazi încoace, să fie mai în siguranță. Dar totodată și frumos. Așa că, în curând, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face și lucrul acesta. Și aici este clasa noastră. Eu mai învățăm aici lecții. Aici este un dulap cu rechizite școlare, cu caietele, penare, pixuri, creioane și toate lucrurile care ne trebuie. Avem o tablă, mase, acestea sunt mesele la care fetele fac lecțiile. Și scaunele. Și scaunele. Este spac și se închide. Da. Pentru cei care nu știu, fetele noastre fac homeschooling, adică școală acasă. Au o profesoară care vine și le predă și iese chiar de unul zi, au fost și la muzeu. Când fac aici, când fac în alt spațiu. Și vă place fetelor? Da! Da! Da, și mie! Numai că eu nu văd. Și aici este biroul meu și două chitări la care eu cânt. O chitară acustică și una bas. Da. Aici e computerul tătipul, masă și scaun cu rotine. E o rotine, corect? Da, cu rotine, da. Ah, nu cu rotine. Și ultima ce este aici, pentru noi este foarte interesant, noi niciodată, iarăși, nu am avut așa ceva, fereastra aceasta mare, care face și să fie și mai multă lumină și mai mult aer să intre. E foarte, foarte super. Și asta e acoperișul! Eu văd acoperișul! Eu nu am mama! Să nu vă ridicați acolo că e foarte periculos. Okay. Eu nu pot să mă urc, și noi v-am arătat tot, mai sus nu avem nimic. Este doar acoperișul pe care nu ne putem urca. Da, da? Nu cred, deasupra la noastră este aici un acoperiș. Da. Și dacă v-a plăcut casa noastră nouă, atunci dați like! Și scrieți în comentarii ce v-a plăcut cel mai mult! Și abonați-vă ca să nu scăpați niciun videoclip făcut în această locuință nouă! Să apăsați click-ul pe hotel! Vă mulțumim pentru vizionare! Pa, pa!